Bună ziua, dragii mei! Am decis să fac un video pentru a vă răspunde la întrebările frecvente pe care mi le trimiteți în legătură cu tratarea diabetului de tip 2 prin metoda chirurgicală. Prima întrebare pe care am primit-o de la voi este următoare. Ambele tipuri de diabet, de tip 1 și tip 2, pot fi tratate prin această metodă? Această metodă poate vindeca doar diabetul de tip 2 pentru diabetul de tip 1, din păcate, în afară de tratamentul conservator, încă nu s-a găsit alte soluții medicale. A doua întrebare. În ce constă tratamentul? Tratamentul, unul chirurgical și definitiv. Operația are loc pe tractul digestiv și se face laparoscopic. Următoare întrebare. Pe ce organ anume se intervine în timpul operației? Operația se face pe intestinul subțire, mai exact pe ileon, cu implicare stomacului atunci când există indicații medicale. În niciun caz, intervenție nu are loc pancreas, așa cum se gânde mulți dintre voi. 4. Altă întrebare pe care o primesc des. E o operație de micșorare de stomac, ceea care te scapă de diabetul de tip 2? Aici am mai multe de lucruri să vă spun. În primul rând, operația de micșorare de stomac este destinată persoanelor supraponderale sau obeză. Scadere insulino-rezistenței în urma pierderii în greutate este un efect secundar al acestei operații. Riscul de reapariție a diabetului, dacă persoana continuă să se alimentează greșit, este foarte mare în comparație tratamentul chirurgical al diabetului pe care îl oferim în spitalul nostru. Poate fi aplicat atât la persoanelor obeză și cât și celor în greutate normale. După intervenție, se elimină definitiv mecanismele pe care blochează secreția în funcție normală a insulinei și provoacă diabetul. Acum aș vrea să adaug unele informații despre tratare chirurgicală în diabetului. Recuperarea după această operație este destul de rapidă. Contraindicații alimentare după operație nu există. Ba mai mult, comportamentul alimentar se va schimba mult și veți consuma porții mai mici sau mâncare sănătoasă. De asemenea, cu cât operația este făcută mai devreme, cu atât mai puține daune aduce glicemie crescută în organismul dumneavoastră. Acestea sunt întrebările venite din partea dumneavoastră care am răspuns astăzi. Dacă doriți să mergeți în Turcia, să vă operați și vă schimbați viața, eu împreună cu echipa mea vă stăm la dispoziție și suntem pregătiți să răspundem la întrebările dumneavoastră. Vă vom fi alături înainte, timpul intervenției și în perioada de recuperare. Vă mulțumesc și vă urez multe sănătate!